Anul 2022 vine cu motive de îngrijorare pentru agricultorii buzoieni în ciuda unui 2021 cu producții record de cereale. Culturile de primăvară ar putea avea de suferit, deoarece se anunță prețuri și de patru ori mai mari pentru îngrășămintele chimice, pe fondul exploziei prețurilor la gaze naturale. Cum România se bazează în proporție de 80% pe fertilizatori pe bază de azot din import, efectele se vor simți din plin nu toți fermierii au achiziționat până acum îngreșăminte. Și acest factor, deci colaborat cu cel al vremii, este foarte important. Pot spune că poate pe prioritar este în primul rând achiziția și administrarea îngreșămintelor. Dacă o mare parte din fermieri nu vor da sau vor da undeva la jumătate din doza optimă, atunci nu mai putem vorbi de producții mari. Deci este un aspect care trebuie luat în considerare și care este evident și real, un factor real. Unele îngrășăminte chimice au prețuri și de patru ori mai mari față de anii trecuți. Consecințele se vor vedea pe câmp. Recolta de anul acesta va fi mai mică, ceea ce va duce la un cost mai ridicat al cerealelor. Fermierii estimează un cost cu 30, chiar 40% mai ridicat al cerealelor, ceea ce va însemna scumpiri în lanț.